Cam fiecare an, călărășenii și nu numai, sunt așteptați să participe la Târgul de Toamnă în locația binecunoscută de pe prelungirea București, în perioada 1-8 septembrie 2019. Târgul de Toamnă este organizat de Primăria municipiului Călăraș prin serviciul public piețe Oboare pe o suprafață de 17.000 de metri pătrați, se vor deschide 30 de unități de alimentație publică, 60 de firme care vor comercializa jucării, îmbrăcăminte, încălțăminte și alte produse, 6 societăți cu alte tipuri de activități în parcul de distracții și 9 producători de legume și fructe. Târgul va fi deschis zilnic de la ora 8 dimineața până la miezul nopții. De asemenea, va fi deschis un punct de prim ajutor pe toată durata târgului. Serviciul Public Piața Oboare estimează că în ultimii ani s-au înregistrat la fiecare ediție aproximativ 50.000 de vizitatori și că încasările din acest an din taxe se vor ridica la aproximativ 90.000 de lei. Încă de la începutul lunii august, Serviciul Public Piața Oboare a cerut sprijinul instituției prefectului și serviciilor de concentrate în vederea asigurării ordinii și liniștii publice pe perioada desfășurării târgului de toamnă ediția 2019.